Bine ați revenit la Obidisima.ro, jocul se numește Minions Paradise, îl testăm pe telefonul AllView pe 8 Energy, pe care îl puteți câștiga la un concurs. Și avem de face și cu un joc gratuit în Play Store, este un builder clasic și un resource collector, vine de la Electronic Arts și conceptul este foarte simplu, adunăm resurse, construim clădiri și încercăm să ținem pe minion cât mai fericiți. Avem și o poveste aici, aparent toți minionii, aceștia galbeni și haioși, se aflau pe un vapor, pe mare, și a naufragiat vaporul din cauza acestui personaj principal, Buclucaș. Iar acum el trebuie să-i facă pe toți fericiți dacă toți sunt cantonați pe această insulă. El are diferite sarcini, precum să construiască anumite clădiri, are și acest bulletin board, unde minionii care vin emit pretenții să primească nuci de cocos, tot felul de trestii, bambus, skateboarduri și stink bombs. Să vedem ce vrea acest minion. Nu vrem să facem troc, avem aici un minion trist care cântă la chitară. Și vrea să țin un concert. Iată, putem să facem o echipă de minioni pentru a primi recompense mai mari și aici avem întreaga diagramă a recompensei. Sunt și minigame-uri incluse în acest titlu, pe lângă faptul că tot colectăm nuci de cocos. Sau putem să adunăm și norișori de gaz din această mlaștină, care apoi se transformă în bombe, respectiv skateboarduri, sau colectăm această resursă, adică bambus. Apoi trecem, spre exemplu, la această clădire, unde dacă facem drag and drop cu bomba, o fabricăm, iar aici putem să fabricăm un skateboard și multe altele. V-am spus de un minigame. E bine, este doar începutul acesta. Avem aici un minigame în care sărim peste diferite obstacole. O să vedeți imediat și trebuie să adunăm, din câte știu eu, dinți de rechin. Ne trage un aligator și sărim peste jaloane, peste pietre și încercăm să adunăm cât mai mulți colți. În fundal se aude o muzică tipică arhipelagurilor de vacanțe. Am căzut minionul cu fața înainte și un pic de lag am avut acolo. Jocul s-a lansat destul de recent, din câte știu eu, deși filmul Minions are ceva vreme. Eventual sărbătorește apariția, eu știu, Blu-ray-ului sau DVD-ului. Toată lumea a nebunit cu minionii. Am văzut foarte mulți copii și chiar și adolescenți care poartă căciul cu minioni, hanorace, tricouri. Deci Minions este un fenomen de miliarde. Practic am locuit Angry Birds, dacă mă întrebați pe mine. Acesta a fost un minigame. Mai avem unul cu un par de distracții acvatic. Jocul nu are un scop foarte clar, în afară de ține pe minioni fericiți. Aici avem resursele, sunt aceste monede, sunt dublonii, care sunt foarte greu de obținut, resursa freemium. Sunt monedele în sine, din care avem 6700 și trebuie să fim atenți și la stocare, să nu avem prea multe itemuri care nu se pot ține în storage. Ok, Phil este minionul de aici, care are o misiune. El trebuie să construiască un pat dintr-o scoică, care trebuie să o plasăm pe aici undeva, doar că nu prea avem loc. La un moment dat va trebui să mai și defrișăm în jurul nostru. Ok, durează 5 minute sau putem să plătim 4 dubloni și este gata. Jocul este foarte copilăros, are o grafică colorată, minionii sunt simpatici, iar și de la Electronic Arts au făcut o treabă surprinzător de bună, pentru că totul arată excelent. Chiar au dat foarte multă atenție detaliilor, foarte multe animații, foarte multă varietate și fiecare minion are personalitatea proprie. Cam așa se desfășoară tot jocul, faci un quest, primești recompensa, folosești recompensa, folosești resursele pentru a mai face încă un quest. Trebuie să punem un mare semn pe insulă ca să știe toată lumea că este insula minionilor. Ok, iată semnul, este un standard și nu putem să-l punem acolo, ne trebuie ceva mai mult loc liber. Iată, l-am pus aici în mijloc. La un moment dat se va umple acest meter și va începe petrecerea minionilor, iar ar fi un fel de scop principal. Să facem cât mai multe petreceri, astfel încât creaturile galbene să fie fericite. În general, ele sunt destul de fericite, doar că acest personaj Phil le cam irită. Ok, aici trebuie să facem un skateboard și două stink bombs pentru a servi minionii care vin. Când completăm acest bulletin board, avem șansa de a activa încă o serie de minioni care vin înotând și pot sosi doar dacă au acele sarcini pregătite. Ok. Acum putem să și cumpărăm aici un aparat de tuns iarba, frunze, clești și altele, sau să extindem stocarea. Bambusul este gata, avem și un hamac, unde dacă punem un minion, ne oferă 20 de party points după ce a tras un pui de somn. Gata și gazul,
Hai să fabricăm un skateboard pentru minionii care vor veni. Durează 5 minute, jocul are o grămadă de timere, evident. Plătim dubloni și se rezolvă cu timerele. Ok, acum putem să dăm un skateboard. Revenim la zona principală de task-uri, să vedem ce mai zice Phil. Ok, se pare că este o sarcină mai complexă. Trebuie să avem două scoici din acelea, 4 nuși de cocos și 4 zone de adunat bambus, dacă am înțeles eu bine. Hai să vedem dacă este vorba despre bucăți de bambus sau zone de adunat bambus. Ok. Mai adunăm de aici și hai să vedem dacă putem construi, dacă avem destule resurse pentru Razor Clams. Aici se produc scoicile, deci încă o resursă a intrat în joc, pe lângă bambus, pe lângă nuci de cocos. Acum adunăm și scoici și asta va dura 5 minute de bucată, deci mai cheltuim niște dubloni din nou. În acest rim o să rămânem foarte rapid fără dubloni și copiii mici o să fie tentați să tot apese pe ecran, să intre pe cartea de credit a părintelui și să facă in-app purchases. Jocul rămâne foarte vesel, foarte flower power și foarte optimist. Animațiile arată foarte bine. Este un builder care pare a nu avea scop. Construiți, luați resurse, construiți, luați resurse până la epuizare. Doar minigame-urile sunt oarecum interesante. Fanii și fanaticii fenomenului Minions vor aprecia titlul mai degrabă pentru munca depusă la el decât pentru originalitate. Noi, la Mobilissimo, îi dăm nota de 8 din 10 acestui titlu și l-am jucat pe telefon Allview pe 8 Energy pe care îl puteți câștiga la concurs. Cam atât de la noi. 8 din 10 pentru Minions Paradise.